Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi despre modificarea datei de primire a salariului. Un salariat a formulat o cerere prin care solicită acordarea drepturilor salariale într-o singură tranșă. Până la data formulării cererii, salariatul respectiv își încasa salariul în două tranșe, avans și lichidare. Vă rog să-mi spuneți cine trebuie să aprobe cererea formulată de către salariat și în baza cărui temei. Răspuns din partea specialiștilor portal Codul Muncii. În speță, nu se menționează actul juridic care stabilește data plății salariului în condițiile în care, potrivit articolului 166 alineatul 1 din Codul Muncii republicat, salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Așadar, data plății salariului este stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Astfel de regula este că plata salariului se face la datele stabilite prin aceste acte juridice, iar în mod firesc, pentru plata la alte date decât cele stabilite în aceste acte juridice, trebuie să existe un act modificator la acestea. Dar zilele în care se plătește salariul pot fi prevăzute doar în contractul individual de muncă, astfel cum acesta este întocmit în conformitate cu modelul cadru prevăzut de OMSS 64/2003, cu modificările și completările ulterioare. La punctul 4 din capitolul J, salarizare din acest model cadru al contractului individual de muncă, este prevăzută mențiunea privind data la care se plătește salariul, în situația în care acesta se plătește într-o singură tranșă sau datele la care acesta se plătește, în situația în care salariatul încasează ca în speța prezentată avans și lichidare. Astfel, angajatorul și salariatul trebuie să cadă de acord cu acesta din urmă să primească salariul într-o singură tranșă, iar dacă în contractul individual al salariatului sunt menționate două date, zile de primire a salariului, să se facă mențiunea corespunzătoare prin act adițional la CIM, în acord cu voința părților.